Anul 2013 s-a terminat nu tocmai bine pentru echipa feminină de handbal. Deși după ultimul meci din tur, CSS Giurgiu și-a consolidat poziția în clasament, scandalul din cadrul clubului sportiv municipal și lipsa finanțării au umbrit activitatea handbalistelor. Una peste alta, fetele s-au aliniat la startul competiției și primul meci va fi mâine în deplasare. Mâine la ora 11 la Piatra Neamț începe caravana returului Divizea. Echipa noastră Pleacă de astăzi în deplasare. Sperăm să facem o figură frumoasă și să ne întoarcem cu un rezultat bun de acolo. Fetele au plecat astăzi spre Piatra Neamț și vor înopta la Bacău, condițiile în care echipa face deplasarea și cazarea pe datorie. Jucătoarele nu au primit indemnizația din luna septembrie, iar anul acesta nu vor mai primi deloc, situație în care lotul echipei a început să se împuțineze. Prima care a plecat de la lot este chiar coordonatorul de joc și golgheterul echipei, Alexandra Georgescu, care s-a mutat în Liga Națională. Am fost văduviți de pregătirea centralizată, care este cea mai importantă pentru o echipă și ține echipa pregătită fizică, tehnic, tactic, tot returul. Am făcut o pregătire în care ieri am reușit să ne întâlnim cu toții, pentru că fetele de la Giurgiu au făcut aici, iar fetele de la București au făcut în București. N-am avut posibilitatea de a face deplasarea, neavând fonduri pentru a reuni lotul. Speranțe pentru ca să scăpăm de retrogradare s-au micșorat, pentru că sportiva noastră cea mai bună, Giugescu Ioana Alexandra, i s-a desfințat postul pe care îl avea, așa că a trebuit să plece la Liga Națională la CSM Ploiești. În condițiile acestea nu mai garantez nimic vis-a-vis -a -vis de echipă. Meciul de mâine se anunță unul foarte disputat, în condițiile în care jucătoarele din Piatra Neamț ne-au învins acasă cu 29 la 20. Adversarele noastre au terminat turul în prima parte a clasamentului, în timp ce Giurgiu Venci au a încheiat pe locul 10, la egalitate de puncte cu echipa de pe locul 9.